Salut, salut! Vom avea nevoie de oficierea unei slujbe de TV-ul de către Părintele Ștefan Zar. Doamnă, cât ați investit în flori? În flori cât ați investit? Nu contează suma, contează gestul. Merită o dată pe an? Chiar de mai multe ori. S-au mai găsit, că nu se mai găseau flori. Sunt, flori sunt, bani să avem. Și
S-a cumpărat eu, le-a cumpărat tata. Scumpe, știi? Nu știu. Merită odată pan? Cui le dai? Dirigintei. Tu le-ai cumpărat sau tău părinți? Aia din față. Doamne. Să rămână, ați mai găsit flori anul ăsta? Că am înțeles că nu se mai găseau. Cred că fata mea le-a luat. Eu am venit mai acum de la țară și le-au luat deja. Probabil că au găsit. Scumpe? Sunt mai scumpe? Nu știu, nu le-am cumpărat eu. Dar merit odată pe an, nu? Odată pe an. Mulțumim frumos. Să rămână, ați mai găsit flori? Că am înțeles că nu se mai găseau. Da, sunt. Ați investit anul ăsta pe flori? Pe flori? 25 de lei. S-au scumpit sau? Obișnuit. Merită o dată pe an, nu? Merită. L-ați luat la întâmplare sau ați vrut buchet? Am dorit. Așa am dorit. Poftiți? Ce flori sunt? Sunt ochiul boului amestecate, de toate. Flori frumoase de toamnă. Asta. Sărămâna, cât ați investit în flori anul ăsta? 15 lei. Nu știu. Au mărit prețurile oare sau? Nu mi s-a părut neapărat că au mărit prețurile, dar n-am mai găsit flori, așa cum mi-aș fi dorit. Piața era goală, era fără flori. Sold out, nu? Da, da. Foarte mulțumim. Mulți părinți și fără flori. Mulțumim. Vânzările acum? Cu școala au mers vânzările la flori? Da, mă vine mai târziu. Când a mers vânzările acolo înăuntru, a mers ca lumea. Și la dumneavoastră, nu? Da, din marți mai puțin. Că, uitați-vă, gălețele sunt colea și aici la fel. Cât ați vândut până la urmă? Azi. Ca să spun așa, 10 buchete n-am vândut. Și gălețele sunt pline. Ce să fac, asta e. Să rămână, ați venit târziu? Să rămână, ați venit târziu după flori? Da, noi acum avem deschiderea. Și ați mai găsit ceva de luat? Nu mai găsim deloc, nici măcar una. Veniți la anul mai devreme. Da. Ce mai rămâne? Nu? Ce mai rămâne, da. Era un prieten de-al meu acolo, dar văd că nu știu pe unde fi. Un prieten. Thank you.